Clujul și Maramureșul sunt în topul județelor cu trafic de persoane. Chiar dacă în ultimii ani numărul victimelor identificate în urma acestor abuzuri a scăzut, sute de femei, copii, dar și bărbați ajung să fie vânduți pentru câțiva euro și obligați la muncă silită sau la prostituție. Analizele Agenției Naționale împotriva traficului de persoane arată că în proporție de 45-50%, victimele sunt traficate în Spania și Italia, unde sunt forțate în cazul femeilor să se prostitueze, iar în cazul bărbaților să depună muncă în condiții inumane. Având în vedere numărul mare de astfel de persoane care ajung să fie vândute, Inspectoratul General al Poliției Române și Agenția Națională împotriva traficului de persoane au lansat luna aceasta campania Traficul de persoane nu iartă. Campania va dura până luna septembrie și este menită să informeze oamenii pentru a nu ajunge victimele traficanților. De asemenea, organizatorii campaniei au pus la dispoziție numărul gratuit 0800 800 678, la care toți cei care vor să plece la muncă în străinătate sau în scopuri turistice pot să ceară informații.